Elevii Liceului Tehnologic Mihai Viteazul din Zalău au obținut locul 1 la concursul Hai Spune Nu. Pe locul 2 la acest concurs s-au clasat elevii de la Colegiul Tehnic API Zalău, iar poziția 3-a le-a revenit celor de la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai. În sala Avram Iancu a primăriei Zalău a avut loc astăzi festivitatea de premiere a proiectului Hai Spune Nu. Alături de elevii de la cele 9 licee participante în concurs, la festivitatea de premiere au fost prezenți profesori, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, ai Crucii Roșii, dar și ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj. În deschiderea evenimentului, Daniela Coța, viceprimarul municipiului Zalău, a declarat că se bucură că în acest proiect au fost implicați atâția tineri, adăugând că indiferent dacă se vor clasa sau nu pe primele poziții la acest concurs, toți vor fi câștigători. Și a doua veste bună, toți cei care sunteți astăzi prezenți în sală sunteți câștigători. Indiferent dacă vă veți clasa pe locul 1, 2, 3 sau oricare alt loc, toate liceele participante, toate cele 9 licee, au parte de elevi învingători. De ce spun asta? Pentru că participând la un proiect prin care voi încercați să comunicați celorlalți cât de nociv este să consume substanțe mai puțin legale, înseamnă că dacă voi reușiți să le transmiteți asta, ați înțeles în primul rând voi. Mă bucur acest lucru, pentru că, din nefericire, astăzi sunt din ce în ce mai tentante aceste substanțe care încep să domine mințile. Despre proiectul Hai Spune Nu a vorbit de asemenea și Valer Merce, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, care a spus că, la fel ca la toate competițiile de acest gen, a fost foarte greu să aleagă cele mai bune echipe. Iată că ne întâlnim din nou, acum la sfârșit. Mă bucur că v-ați implicat în acest proiect. Am văzut la jurizare că ați realizat foarte, foarte multe activități. Ne-a fost foarte greu să facem o departajare, dar pentru că fiecare concurs trebuie să aibă niște câștigători, am reușit să o facem.